Bună ziua, bun găsit la Tânăr în Europa, sunt Andreea Oros. Astăzi discutăm despre un proiect inedit, Tango for All, Tango pentru toată lumea. Proiect inițiat de 6 ONG-uri din 5 țări europene, România, Italia, Franța, Austria, Ungaria și inclus în cadrul programului Erasmus+. Proiectul are ca obiectiv creșterea participării europenilor de toate vârstele în activități de cunoaștere a dansului, adică tangoului cu pregădere, înțeleg, și a comunității de tango argentinian. Inițiatorii proiectului pregătesc o serie de evenimente chiar de săptămâna viitoare, mai exact în intervalul 10-17, atunci când marcăm și Săptămâna Europeană a Sportului. Invitați astăzi inițiatorii proiectului Anca Ionescu și Traian Ionescu, reprezentanții ai asociației ACT, Asociația pentru Cultură și Tango. Bun venit la RFI! Bună ziua! Bine, mulțumim pentru invitație! Mă bucur că sunteți aici. Pentru început aș vrea să lămurim ascultătorilor cum a ajuns tangoul să fie inclus în Săptămâna Sportului. L-aș fi băgat, nu știu, în Săptămâna Culturii. Într-adevăr, și noi când am început să ne gândim la acest proiect, inițiat împreună cu alte cinci ONG-uri din Uniunea Europeană, am pus o întrebare la Comisia Europeană, pentru că și noi aveam aceeași dilemă, mai ales că timp de 4 ani de zile, chiar spuneam, tango este mai mult decât un sport, nu este doar mișcare fizică, înseamnă și artă și cultură. Și Uniunea Europeană ne-a spus, tangoul argentinian este un dans, dansul îl încadrăm în sport, deci iată-ne aici cu un proiect deja finanțat. Cum v-a venit ideea acestui proiect? Avem o poveste a tangoului în general, dar avem și o poveste a tangoului în România. Iar tangoul în România a existat cândva în perioada interbelică, a avut un anumit nivel de amploare, după care nu se știe ce s-a întâmplat, dar lucrurile s-au schimbat, au dispărut încet, încet, poate printre alte dansuri. Însă, acum câțiva ani, mulțumită unei doamne deosebite, noi îi spunem la Moroce, este Alina Dumitrescu, tangoul argentinian a prins din nou rădăcini în România și de atunci a crescut tot mai mult. Eu nu sunt printre primii cei care au fost elevii ei, dar am avut onoarea să iau câteva lecții și cu ea pe vremea când încă mai preda. Ce înseamnă prins rădăcini? Înseamnă că sunt mii de dansatori în România. Mai exact, peste 4.000 de dansatori de tango argentinian și peste 40 de școli în care se ocupă... În toată țara? În toată țara, în toată România, da. Unde s-a dezvoltat mai mult? Unde a prins mai mult acest dans ca zone ale țării? Sunt în toate zonele țării, dar orașele mai mari, București, Cluj, Constanța, Brașov, Timișoara, Iași, Craiova, Sibiu... și nici nu mai știu. Bacău, dar sunt și Brașov, orașe mai micuțe unde a început să existe o comunitate de tango și se pare că odată ce apare acolo, lumea se îndrăgostește de acest dans și rămâne la dansul acesta. Ce are special acest dans? Oh, da, tango argentinian, aș putea spune că este un dans, eu am făcut și alte tipuri de dansuri, începând cu balet, dans sportiv, dansuri latine, latino timp de 10 ani, dar am rămas la tango pentru că este un dans pe care poți să-l învăț, simt că poți să-l învăț toată viața. Este un dans complex, o muzică frumoasă și o comunitate de oameni frumoși. Pentru mine, cel puțin și pentru Traian, a devenit un stil de viață, pentru că ne-a învățat și ne-a transformat atât de mult, atât personalitatea, atitudinea, postura și atitudinea față de viață în general. Pentru tine, Traian Ionescu, ce e înseamnă? Un lucru atât de simplu încât sunt oameni care vin la primele lecții și deja pot să danseze. Dar eu cel puțin de la prima lecție mi-am dat seama că chiar dacă voi putea să dansez foarte rapid acest dans, voi învăța la el toată viața și atunci este un dans și este un stil de viață atât de bogat, are o istorie a lui, are o istorie în Argentina, are o istorie în România și are o istorie personală a fiecărui om, încât eu ca un drum inițiatic, te ajută să te descoperi pe tine și poate să-ți reinventezi conexiunea la cei din jur, pentru că atunci când dansezi tango, mă refer când ești efectiv la o seară de dans, trebuie să te conectezi la parteneră ca să poți dansezi cu ea, trebuie să fii conectat la toți cei din jur
care dansează și ei, pentru a nu te lovi de ei, și atunci se creează un element aproape magic, să noi numim ronda de tango. Când lucrurile încep să aibă sens în dans, lumea într-adevăr dansează fără să se lovească, fără să se încurce și totul este, iau un fel de organizare organică mai degrabă a unei piste de dans. Și asta e ceva absolut magic. Iar toate aceste conexiuni care se creează între oameni sunt atât de umane până la urmă, nu știu cum să spun altfel, încât nu se poate să nu te îndrăgostești de ele. Spuneați că e un stil de viață. În ce sens? Cum îți transformă viața un dans? E foarte simplu, pentru că, de exemplu, în tango, ceea ce este pentru noi foarte important este mersul, care spune că se poate învăța toată viața. De fapt, acest mers din tangoul argentinian îl asemănăm foarte mult cu mersul unui bebeluș. Atunci când ne naștem, avem un an sau un an și un pic, începem și mergem cu pieptul în față, lăsăm picioarele ușor în spate, suntem încrezători, mergem, nu ne e frică că o să cădem sau o să ni se întâmple ceva. Și atunci, în tangoul argentinian, de fapt, e un fel de redescoperire al mersului copilului, pentru că timp de 20-25 de ani, poate acumulăm anumite posturi, stăm toată ziua la calculator și atunci coloana nu mai stă atât de dreaptă, poate atitudinea pe care o avem sau interrelaționarea cu oamenii poate că și dispare, pentru că avem Facebook, pentru că avem Twitter, pentru că nu mai există relațiile umane. Și atunci e imposibil ca tangoul să nu te schimbe, pentru că, așa cum spunea și Traian, este o reconectare la tine, la corpul tău, la modul în care te percepi pe tine, la modul cum stai pe scaun, cum pășești, dar și o conexiune cu cei din jur, pentru că te învață să socializezi. Serile de tango nu sunt doar seri de dans și atât, sunt seri de socializare în care oamenii intră într-o comunitate, poate să fie supărați, poate să aibă diferite emoții pe care le experimentează de-a lungul zilei, vin acolo și acolo poți să dansezi cu orice emoție pe care o ai. Și aici aș fi fost curioasă să aflu de unde și iau energia oamenii, pentru că tot acest dans necesită și o energie din ce vorbiți voi, adică trebuie, nu e doar să urmărești pașii, înțeleg, ci să și transmiți. După o zi de muncă epuizantă, de unde găsești acea energie? Băi, e un lucru care l-aș vedea foarte simplu și, apropo de a-l descoperi toată viața, aș vrea să completez cu ceva. Corpurile nu sunt două la fel, doi oameni nu sunt identici. Mersul nu e identic. Asta înseamnă că tangoul pentru fiecare om e diferit. Și mai mult decât atât, eu nu sunt identic cu modul în care eram ieri sau acum un an. Și atunci corpul mi se schimbă, evoluează, dar unii ar spune că îmbătrânește, și asta înseamnă și că trebuie să descoper din nou cum pot să fiu în dans sau în mers în acest fel. Și asta înseamnă și un lucru în plus. Înseamnă că, practic, oamenii au nevoie de a fi unici. Pașii în tango nu sunt fixi. Nu există o structură și așa se dansează tango. Pas față, pas lateral, pas nu știu cum. Nu, tango înseamnă improvizație pură și înseamnă că dacă toată ziua ai stat pe scaun la birou, la o seară de dans și poate mintea analitică e obosită sau zice ok, vreau o pauză, dar corpul spune vreau să mă mișc, vreau să simt că am ținut altceva în brațe decât o tastatură și un mouse. Și atunci ai toată energia de acolo, din faptul că ești pregătit, de fapt, pentru o seară de dans după ce ai stat toată ziua la calculator. Și pentru că vorbim totuși despre un sport, ce calități, nu știu, trebuie ca să poți să faci acest dans? Trebuie să poți și să mergi. Aici e o dezbatere destul de lungă, pentru că, da, să te poți ridica din fața calculatorului. Da. Celor care vin la cursurile de dans pe care deja le organizăm de ceva timp, de 4 ani de zile, sunt deschise publicului larg și tuturor categoriilor de vârstă, este că nu există, de fapt, niciun criteriu. Poți să ai 3 ani, am predat tango argentinian în cadrul acestui proiect la o grădiniță, deci au fost foarte încântați. Poți să ai 100 de ani și să dansezi
dansez tango și am văzut cazuri excepționale în Argentina, pe care încercăm cumva să le aducem și în România, pentru că deseori aici există mentalitatea, am depășit 50-60 de ani, ok, stau nu în casă, mai pot apuca acum nu mă mai pot duce la o seară de dans pentru că sunt prea în vârstă. Și atunci chiar și acest proiect Tango for All l-am făcut în ideea în care să spunem lumii întregi că tangoul se poate dansa la orice vârstă, cu oricâte kilograme, oricât de înalt ești, sau descund ești, oricâtă condiție fizică ai sau nu, pentru că este un dans în care redescoperi îmbrățișarea și mersul. Dacă știi cum e să îmbrățișezi o mamă și asta facem de când ne-am născut, atunci trebuie doar să redescoperim, de fapt, ce am pierdut de mult. Vin oameni? Ce categorii de vârste găsim în sălile voastre? În comunitatea de tango din România, poate că media de vârstă este undeva între 20 și 40 de ani, aproximativ. Iar noi ceea ce ne-am propus prin asociația noastră este să mărim această plajă de oameni, încât să nu fie doar câteva excepții peste 40-50 de ani și câteva excepții sub, ci să fie cât mai mulți. Și așa ajungem la Tango exact. For All. Cum s-a născut proiectul? Tango for All... Cum v-a venit să-l așterneți pe o hârtie, în primul rând? Adică am înțeles ideea că ați vrut să deschideți, să-l faceți cunoscut. Este cumva complementar cu celelalte proiecte pe care le-am derulat de acum 5 ani, de când eu și Traian ne-am cunoscut la o seară de dans, și am vrut să împărtășim și cu cei din jur ceea ce ne-a dat nouă tangoul. Și atunci, într-o zi, am zis hai să mergem în licee noi doi și să predăm tango argentinian ca să schimbăm puțin din postura, din atitudinea tinerilor. Într-o seară am văzut că există și o finanțare pentru astfel de lucruri dedicate tinerilor și atunci am depus ca un grup informal de tineri. Am avut această idee, am numit-o Caravana de Tango și timp de un an de zile am mers în 6 licee din București și am predat tango argentinian la mai mult de 200 de liceeni. Și de atunci am început să creăm și ideile în tango. Vin pentru că tangoul este bazat pe improvizație, dar îți dă și o anumită capacitate de a crea, o creativitate care nu are limite. Și atunci tangoul am început să-l asociem cu absolut orice. Iar din punct de vedere fizic, pe de altă parte, există un anumit lucru și anume, dacă vrei să dansezi tango, la un moment dat îți dorești să faci poate și anumite mișcări care nu aparțin strict tangoului. Ele ajung să se regăsească și în alte dansuri sau unele dintre ele poate să împrumutate în alte dansuri. Dar unele dintre ele, ca să le poți face, ai nevoie de postură, ai nevoie de un anumit tonus și atunci aici vine către, să zicem, legătura mai serioasă către partea de sport. Nu ai nevoie să fi făcut sport înainte ca să poți să vii să dansezi tango. Dar dacă vrei să faci mai mult, între ghilimele, cum suntem atât de mult împinși în societatea actuală să facem mai mult, atunci îți dorești să stai un oarecare tonus, să ai o postură, să stai drept, să poți să mergi mai repede, mai încet. Iar revenind la întrebarea inițială, cum ne-a venit ideea cu acest proiect, el este o continuare a proiectelor mai vechi ale noastre, relativ la concept, la inima lor. Și de data aceasta, în acest proiect, avem alături Asociația Academia de Tango Argentinian din România, reprezentată prin Lucian Stan și Raluca Aldea, iar împreună cu ei ne-am stat și ne-am gândit că, ok, comunitatea de tango a crescut, dar în același timp a început să se și fragmenteze și asta este un lucru oarecum natural pentru orice comunitate care ajunge să crească dincolo de un anumit punct. Dar este nevoie să ridicăm un semnal că trebuie totuși să ne reunim și în același timp să aducem oameni noi în lumea tango, nu de dragul comunității atât de mult, cât de dragul oamenilor. Credem că sunt mult mai mulți care iubesc tangoul, trebuie doar să afle despre el. Și ați îndrăznit să faceți acest proiect? A fost greu pentru că e o întrebare ce o adresez oricărui invitat care a avut de-a face cu proiecte. Mulți s-au plâns de cât de complicat e să faci un proiect, de toată hârțogăria ce o implică. Cât de dificil a fost pentru voi?
Ați avut nevoie de ajutor de undeva de afară? V-ați descurcat singur să vă faceți? Este un proiect, atunci când se gândește, într-adevăr, implică extrem de multe resurse umane, pentru că nu e de ajuns să ai ideea, e cea mai importantă, într-adevăr, pentru că îți dă acel imbold și e startul și acel impuls, dar trebuie să ai echipă. Trebuie să ai o echipă de proiect care, într-adevăr, să-și dorească același lucru ca și tine, să aibă același scop, să stabilească împreună niște obiective generale ale proiectului și specifice. Și să-ți continue să fie alături pe toată durata proiectului, exact. Nu să înceapă să aibă alte priorități. Da. Ceea ce presupun că s-a întâmplat. Nu e vorba de asta. Nu neapărat în acest proiect, dar am văzut de-a lungul timpului că așa stau lucrurile. Uh-huh. Și fiind proiecte de asociații, lucrurile țin de inimă. Și atunci lumea ți se alătură pentru că, de fapt, cred în acea idee. Zona financiară nu este suficient de mare încât să justifice, să spunem, oameni dedicați suficient de mulți cât să deruleze un proiect. Și atunci problemele apar din cum faci ca să-ți asiguri, poate, cheltuielile care sunt necesare să o duci mai departe. Asta în contextul în care poate îți dorești să aloci timp pentru proiectul pe care l-ai început. Și aici apare, să zicem, o primă ruptură. Mai glumim noi, de exemplu, e întrebarea foarte interesantă, cine scrie un proiect? Un proiect trebuie scris de toată echipa și de toți partenerii care sunt implicați, pentru că, într-adevăr, atunci când vrei să scrii un proiect european, prin Erasmus Plus, de exemplu, există o platformă online unde, într-adevăr, trebuie să știi niște lucruri administrative, să te documentezi în prealabil, plus că fiecare partener din fiecare țară trebuie la fel să-și facă anumite conturi pe această platformă, să știe și el despre ce-i vorba. Adică partea administrativă, de obicei, este o parte destul de delicată, dar care trebuie știută și făcută conform. Trebuie știută foarte bine, pentru că exact. Partea frumoasă e că toată informația e publică. Exact. Dar a înțelege câteodată toată informația aceea e un timp. Ai nevoie de specialist? De exemplu, ce facem noi, scrierea efectivă, eu o fac, partea financiară, de bugetare și de organizare de proiect este la Traian. Uh-huh. Dar așa cum v-am zis, vin informații de la toate țările, pentru că fiecare trebuie să dea informații despre ei, trebuie să stabilim de comun acord obiectivele și la noi a fost, înainte de scrierea proiectului, și un proces de a vorbi cu partenerii, de a te întâlni cu partenerii pe Skype, de a stabili telefon, împreună de a stabili ce avem de făcut, cum facem. Da. Toată organizarea aceasta este necesară de dinainte. Și la fel partea de implementare, pentru că ai scris un proiect, este atât de frumos cât poate fi și ideea este poate genială și cu toții credem în acel proiect, dar pe parcursul proiectului apar, bineînțeles, și riscuri și întrebări și dileme pe care trebuie să... Și ca orice proiect din lumea asta în care am fost implicat, nu doar în zona de ONG-uri, se schimbă în timp. Se modifică poate niște responsabilități, poate e un lucru care n-a fost prevăzut în detaliu la început și atunci începi să vezi cine își dorește să fie acolo și poate într-adevăr să fie alături în proiect mai departe și asta am spus, este indiferent de proiecte. Pot să, uh-huh. Eu, după cum am spus mai devreme, înainte de emisiune, lucrez în zona IT, este identic. La un moment dat lucrurile se modifică. Viața nu este un plan, nu este scrisă undeva, nu poți să spui într-un proiect dacă așa l-am desenat, așa o să fie. Și totuși un proiect european are acea rigoare, nu prea ți dă ocazia să te duci, să deviezi prea mult de la... Toate proiectele au o rigoare, iar proiectele europene sunt mai concrete pe tema asta și din fericire există platforma care te ajută. Dar într-adevăr ca platforma să te ajute și să nu fie o povară, trebuie ca toată lumea să fie atentă la ceea ce face și cum. Cum ați găsit partenerii? A fost un proces dificil? Într-adevăr, pentru a scrie proiecte de data asta prin Erasmus Plus, aceste proiecte trebuie să fie transnaționale, deci era nevoie de alți patru parteneri, ca să fim cu toții cinci parteneri transnaționali. Și am avut, de fapt, ocazia să fim mai mulți, numai că din cauza perioadei de vacanță nu s-au alăturat mai mulți în acel moment. Și au dorit să fie și cei care ne sunt acum parteneri sunt niște oameni absolut minunați. Sunt maestri de tango, sunt oameni care promovează tango, cum, să zicem,
cultura tangoului la ei în țară, fiecare într-un mod unic. Și asta ne-a și bucurat că avem oameni alături care completează. Adică nu i-ați pus acolo doar alegerea, ca să iasă la alegerea fiecăruia este ca să aducă un plus valoare în proiect. Pentru că așa cum zicea și Traian, s-a pornit de la ideea fragmentării comunității de tango din România și nu numai. Am observat că în Europa există diferite modele, dacă pot să le spun între ghilimele, de business de tango. Unele școli, de exemplu, de tango au la bază un ONG, o asociație care derulează anumite cursuri sau anumite proiecte pentru comunitate și are anumite activități. Mai există modele de business care, efectiv, există o firmă în spate care dorește să facă aceste servicii către populație, de a preda cursuri în schimbul unei remunerații, să spunem. Mai există printre partenerii noștri, de exemplu, Academia de Tango din Austria. Cred că mai bine vorbim de fiecare partener să vedem ce este diferit la el. Da. Academia de Tango din Austria este reprezentată de un maestru argentinian care locuiește în Austria deja de mulți ani. Ei sunt, de exemplu, maestri ONU, profesori care predau la membrii ONU. După care cei din Ungaria sunt, toate acești parteneri sunt ONG-uri. Cei din Ungaria sunt niște oameni minunați care organizează spectacole de teatru pentru de tango argentinian. Pe lângă care sunt că diferențele curse față de ce e la noi? Asta vreau să știu, să înțeleg. Exact, asta e diferit. Exact. Cum spuneam, Academia de Tango din Austria are o parte mult mai instituțională. Practic, maestrii de tango din Austria merg foarte mult pe ideea de a merge la ambasade din diferite țări și a promova cultura și arta tangoului argentinian. Partenerii noștri din Ungaria, așa cum spunea și Traian, se bazează foarte mult pe artele spectacolului și atunci a promovat tangoul pe linia aceasta de artele spectacolului este ușor diferit. Partenerii noștri din Italia, Claudio și Barbara Carpino, de exemplu, au o școală extrem de renumită care are peste 600 de cursanți și de asta i-am și convocat și ni s-au alăturat în proiect pentru a afla și a împărtăși cu școlile de tango din România cum sunt posibile aceste lucruri, de ce cursanții vin în număr atât de mare și de ce în România poate există școli cu 3-5 cursanți, cum fac ei să atragă acest număr mare de cursanți. Și ați aflat până acum? V-au spus de ceva din... Da, și toate aceste detalii o să putem să le discutăm. Noi avem în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, pe care o dedicăm tangoului, și un seminar dedicat profesorilor de tango și nu numai, și de dans din România, pe care îi așteptăm sâmbătă la Institutul Cervantes, între ora 10 și 13, pentru a vedea exact acest lucru, pentru a vedea bune practici în dans și în mod special în tangoul argentinian, cum poți să atragi comunități în școala ta, academia ta sau ONG-ul tău, cum poți să gestionezi mai bine partea de promovare, poate acestor cursuri, dar și partea instituțională, cum poți să promovezi și cultura care stă la baza acestor cursuri de tango, pentru că nu e suficient doar să se predea anumite mișcări în tango, ci trebuie cumva să se înțeleagă și rădăcinile, de unde a pornit tangoul, care este cultura pe care o aduce și astfel îmbogățește foarte mult dansul în sine. Și pentru că vorbeam de Săptămâna Europeană a Sportului... Cei din Franța. Da, am uitat de partenerii noștri din Franța, într-adevăr. Dimitri și Mariana, care, într-adevăr, provin din Grecia, dar s-au mutat în Franța și de când erau foarte mici au experimentat tot felul de dansuri, iar acum au o școală în Paris și, bineînțeles, vor fi și ei alături de noi în Săptămâna Europeană a Sportului. Înțeleg că nu doar profesioniștilor vă adresați, aveți foarte multe evenimente pentru publicul larg, adică oricine este așteptat săptămâna viitoare, ce le pregătiți exact?
O să încep așa pe zile, ca să fie mai simplu. Pe 10 septembrie vorbeam de acest seminar dedicat profesorilor de dans tango la Institutul Cervantes. Pe 11 seara vă așteptăm la Palatul Bragadir, în inima Bucureștiului, lângă Casa Poporului, unde o să avem un spectacol de tango argentinian, o adevărată gală de tango, în care vor dansa maestri internaționali alături de profesori de la școlile de tango din România. Intrarea va fi liberă, începând cu ora 19 până la ora 20. Luni vă așteptăm la o proiecție de film la Institutul Cervantes, începând cu ora 19. Va fi un documentar inedit făcut de către Sina Molar, despre o doamnă care a depășit vârsta frumoasă de 90 de ani, care dansează tango și este mama unui maestru care o să vină aici în România și are peste 66 de ani experiență în tangoul argentinian. Și probabil că din acest film seniorii, pentru că seara este dedicată seniorilor din România, ne dorim cumva să schimbăm această mentalitate, nu pot dansa peste o anumită vârstă. Am uitat, cred, de ziua de sâmbătă, când la Casa Artelor o să avem o zi dedicată activităților în aer liber. O să fie cursuri dedicate publicului larg și demonstrații de tango argentinian, începând cu ora 16 până la ora 19. Și lista va de continua, ne mutăm la Bușteni, Traian? Da, de joi vom fi la Bușteni, unde... Practic o luăm de la cap. unde vor găsi? Pe internet? Da. Pe Facebook? Unde vă pot găsi oamenii? Ne pot găsi pe site, unde pot să vadă toată agenda evenimentului, pe 4al.tangoact.ro. Da. 4al.tangoact.ro este site-ul, dar în același timp Tango for All, filmulețe de prezentare ale proiectului se găsesc pe YouTube și lumea e suficient să scrie Tango for All, să găsească acolo, sau pe Facebook, evident, avem pagina Tango for All. Evenimentul și proiectul am văzut că are și ambasadori, cum i-ați ales și da. Ce transmit ei? Într-adevăr, avem o echipă întreagă, aș putea spune, de ambasadori. Mi s-au alăturat în ordinea sosirilor, ca să spun așa, Mariano Castro, un pianist, dirijor, aranjor extraordinar cu care asociația noastră are o colaborare de mai mult timp prin spectacolele pe care le-am produs, Luna Tango Concert și Luna Tango, care ni s-a alăturat tocmai pentru că în România și-a pus o amprentă extraordinar de mare asupra evoluției tangoului ca și muzica ei, dar și ca și cultură, pentru că a avut foarte multe seminarii de cultură, de muzică, de tango la Institutul Cervantes. Apoi Analia Selis, care la fel este de foarte mult timp în România și iubește tango argentinian și cultura și arta în special. La Morocha, Alina Dumitrescu, care a adus tangoul în România acum 10 ani. Doamna Carmen Podgorean, care este ambasadoarea României în Argentina, de asemenea o dansatoare de tango argentinian, care s-a alăturat proiectului tocmai pentru că fiecare se identifică într-un fel sau altul cu mesajul pe care îl transmite. Tango for all, tango pentru toată lumea, pentru toți. Câți oameni așteptați să atrage? Ați făcut așa o estimare? E destul de dificil, îmi dau seama, dar ce așteptări aveți așa sau ce v-ați dori să... Câți bucureșteni să vină și nu numai? Noi ne așteptăm cu ceea ce vom organiza să atingem inimile și ochii, poate și îmbrățișarea mii de bucureșteni. Din comunitatea de tango probabil vor fi doar câteva sute, dar evenimentele în aer liber de care am vorbit deja și care sunt gratuite sunt deschise tuturor și oricine își dorește poate să participe. Pentru că spuneați că ați început cu cursuri de tango în licee, mă interesează și pentru că suntem la tânăr în Europa, cum ați fost primiți de către tineri? Cu reținere, se tot reproșează acestei generații că practic a înlocuit mișcarea, sportul cu calculatorul, cu tehnologia și atunci mă interesează că concret când vă duceți la ei, cum... E fascinant. Da. A fost de experiențe inedite și
pentru că fiecare liceu avea anumite particularități, dar cred că primele lecții au fost destul de dificile, în ideea în care au venit foarte mulți, în jur de 40-50 puteau să fie la un curs de tango și atunci era destul de dificil să-i acoperim ca și voce, zumzet, dar după ce au văzut despre ce e vorba și după ce au văzut că nu e vorba doar de niște pași și că sunt în spate niște concepte pe care și le-au internalizat ușor-ușor, s-a schimbat total și atmosfera la curs. Au fost unii atât de implicați încât ne-au urmat în fiecare din liceele în care au fost și ne sunt alături acum în comunitatea de tango. Au crescut cumva alături de asociația noastră. Au venit suficienți? Adică așa, trăgând linie. Aș putea să spun că, până la urmă, în fiecare liceu contează foarte mult în ce măsură este o persoană acolo cu har. Proiectul respectiv nu ne-a plătit în niciun fel, nu a plătit liceele ca acestea se întâmple și atunci totul trebuia să vină din inimă. Și a însemnat cel mai important ca o lecție de învățat pentru noi, în ce măsură era acolo o profesoară sau un profesor care avea viziunea că hai să facem ceva frumos pentru copii. Și care să faciliteze, practic, exact, intrarea voastră și prezentarea. Care să se asigure, pentru că am întâlnit și situații în care ne-am dus la licee cu proiectul, le spuneam, uite, avem un proiect, o să facem asta, o să venim și o să ținem cursuri gratuite dacă ne primiți. Și a fost o doamnă directoare adjunct care mie personal mi-a spus ce mai e gratuit în ziua de astăzi. Și după ce se uita director adjunct de liceu, spune, nu e de responsabilitatea mea, veniți în altă zi. Deci am întâlnit și asemenea situații în care lumea nu crede că se poate. Am întâlnit însă și oameni deschiși care spuneau, wow, ce frumos, pot să fac asta pentru copii. Am văzut copii care de la prima zi veneau și spuneau, de-abia aștept să mai vin și vreau. Am văzut și copii care poate în primele zile spuneau, asta e tango pentru fete. Fetele spuneau, nu, trebuie să fie altă vârstă. După care cei care rămâneau și începeau să, măcar încercau un pic să vadă ce înseamnă, rămâneau acolo toate lecțiile pe care le predam. Dădea o șansă. Vă întreb și insist un pic pe această chestiune, pentru că a fost recent Olimpiada, s-a tras linie și, mă rog, se spunea că dezastru e de fapt pornește din școli, pentru că în școli nu se mai face sport, nu se mai face mișcare. Din scurta voastră experiență, dar totuși intensă, pentru că ați acoperit licee diferite, copii diferiți, profesori diferiți, care ar fi soluția? După caravana de tango a urmat un proiect, două proiecte foarte dragi nouă, ACT și Parteneru, prin care exact asta am încercat să răspundem exact la această întrebare. Am observat că mai mult de 60% din studenții din universitățile din România nu frecventează cursurile de sport. Și atunci am zis, care este problema? Haideți să vedem, dacă introducem niște cursuri de tango ca și opțional la cursurile de sport, oare ar veni oamenii? Am semnat un parteneriat cu Universitatea din București, unde am găsit niște profesori frumoși și dedicați de dans, de sport, care au fost de acord să facem cursuri în cadrul Universității din București și să înființăm un club universitar de tango. Am avut în acel an, acest proiect s-a întins pe 5 țări din România. 5 orașe din România și avea ca și obiectiv destul de măreț să ne întâlnim cu responsabilii de politici de tineret ca să vedem ce putem face față în față cu această situație. Responsabili de politici s-au lăsat așteptați, au venit câțiva de la diferite federații de sport, minister mai puțin. Am ajuns la concluzia că trebuie să facem, am făcut o petiție prin care se cerea realizarea unei strategii naționale de dans, pentru că beneficiile tangoului și ale dansului, sportului în general, sunt extraordinare, tocmai din punctul ăsta de vedere. Dacă copiii nu fac mișcare, studenții, tinerii nu fac mișcare, atunci și rezultatele la învățământ sunt foarte, foarte reduse și astea sunt studii care pot demonstra acest lucru. Am făcut această petiție, a fost semnată de peste 1000 de persoane sau mai mult, 10.000 de semnături am strâns. S-a trimis această petiție la Ministerul Educației, la Ministerul Tineretului și Sportului. Încă mai primim adrese prin care
Se pasează această adresă de la un minister la altul, nu s-a întâmplat nimic de 3 ani de zile. Nu există încă o strategie națională de dans și nu există la nivelul universităților, pentru că sunt destul de autonome totuși în gestionarea acestor aspecte legate de sport-dans. Nu există o soluție momentan. Există însă lucruri care se întâmplă punctual. Punctual, profesorii care ne-au primit în cadrul universității sunt o doamnă profesoară de acolo, de exemplu, care este profesoară de sport, dar a reușit deja cu mulți ani înaintea noastră. Ea organizează cursuri de dans în cadrul universității, recunoscute ca ore de sport. Uh-huh. Și e foarte frumos acest lucru. Și noi îi mulțumim că ne-a primit. Doamna Daniela Dukovski, dacă îmi permis, și domnul Remus Dumitrescu. Exact. Ca rezultat al proiectului acelui, elevii de-ai noștri de la clubul acesta universitar continuă să țină cursuri și mulțumită lor sunt cursuri gratuite organizate de asociația noastră de practic 3 ani de zile și ele continuă să fie ținute, deschise tuturor, oricine vrea să vină e binevenit. Ne găsiți în fiecare miercuri la Casa de Cultura Studenților. Și tot punctual săptămâna viitoare, să le reamintim ascultătorilor, Săptămâna Europeană a Sportului, proiectul vostru, oamenii vă pot cunoaște acolo, pot afla mai multe în cadrul proiectului Tango for All. Din păcate, noi trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept la Tânăr în Europa. Mulțumim pentru invitație și mai venim cu drag. Mult succes! Vă așteptăm la Tango!